Avem aici și Kaki din sămânță, adusă de la Roma, din fructe. Acesta a crescut foarte majestuos și mare. Sperăm că anul acesta vom avea și rod. Dacă nu, cu siguranță o să așteptăm și rodul. Probabil că o să și altoim pe el dacă este nevoie. A supraviețuit doar cum îl vedeți. Rădăcina este foarte rădăcina. Tulpina este destul de rezistentă și mare. În același timp am mai pus încă 3. În același timp cu el. Am avut 3 puișori. Acesta s-a dezvoltat minunat, ceilalți sunt mai mici. Dar tot la fel fără protecție, sunt afară. Mergem să și vedem cum au supraviețuit iernii, ținând cont că au fost până la minus 28 de grade. Am venit și la cel de-al doilea. Și spre surprinderea mea este destul de mare, cred că are 1,80 m până în vârf. Nu are 1,80 m, cred că 1,60 m. Am tăiat un pic. Pe primul l-am format în vas. Iar pe acesta îl voi lăsa cu fus pe mijloc și voi forma două sau trei etaje. Arată foarte bine. Nu a fost învelit decât cred în primul an. Și arată excepțional. Stă să pornească în vegetație. Și dacă nu vom avea fructe în acesta, o să-l altoiesc pe ceva crenguțe, o să caut să văd niște altoi. Și mai avem unul pe care să-l tăiem imediat. O să-i aplicăm o tăiere de formare. Este acesta. Are și el un metru și un pic. Dar ținând cont că a supraviețuit iernii, suntem mulțumiți de el. Din păcate observ pe tulpină ceva seamănător cu boala de la piersic, chica gheboasă sau ceva de genul acesta. Cred că se numește, nu știu exact. Să sperăm că nu este nimic grav. O să-i tai și lui câteva crenguțe, îl toaletăm frumos și îl pregătim pentru intrarea în vegetație. Nu uitați că Kaki intră în vegetație mult mai târziu ca restul pomilor. Deci dacă vă înfrunzesc la sfârșitul lunii aprilie, să nu vă speriați și că a murit sau eu știu alte, să vă faceți alte probleme, pentru că este normal să intre în vegetație destul de târziu. După ce am dezvelit acest Kaki din sămânță de care vă spuneam mai devreme, o să-i facem o fertilizare și aș vrea să pun niște mulci aici. Să pun niște mulci jos. Am niște tocătură de crengi, niște mulci din ăștia din Lidl. Și pentru fertilizare am niște gunoi de graj de ulei de vacă granulat, care e foarte bun și e bio. Și dedesubt o să punem această folie. Ca să nu mai iasă bulienile, este o folie din textil, care după aproximativ un an se dezintegrează în pământ. Este bio și chiar o să dea ceva îngrășăminte solului. Nu este nimic nociv aici. Ne apucăm de treabă și vedem cum merg lucrurile. Și sperăm că anul acesta vom mânca și câteva Kaki din propriul nostru pom aclimatizat și bio.